No, spre exemplu. Este eram de vârsta voastră, Andrei Vrea. Andrei Vrea mă numesc pentru cei care nu mă cunosc. Eram de vârsta dumneavoastră în liceu când am participat la primul cenaclu literar în liceu Mihai Cogălinceanu. Apoi se mai ținea la Casa Corpului Didactic aici, destul de aproape, un cenaclu literar, s-a numit Anton Holban, domnul profesor Constantin Dimofte. Și acolo am cunoscut oameni care îmi sunt și acum dragi, de exemplu Marius Grama, ne-am cunoscut pe terenul de basket. L-am întrebat direct dacă scrie poezii și dacă ar vrea să vină la cenaclu de literatură. Și practic atunci am vedea o prietenie care a ținut și ține în continuare de când ne știm. Am publicat cărți, am devenit și membru al Uniunii Scriitorilor. De asta ne gândeam să mai animăm un pic viața literară a cenaclului în care facem parte acum, cenaclul literar Noduri și Semne. Colega mea, Simona Toma, o să vă povestească mai multe. Și dacă sunteți din Galați și dacă vă face plăcere, dacă vă convingem într-un fel cu prezența noastră sau vă strânim curiozitatea, poate ne onorați cu prezența la o ședință de cenaclu. Noi ne întâlnim în polul ziarului Viața Liberă în fiecare zi de vineri, la orele 18. Și ceea ce facem acolo este, dacă vreți, nu are atât de multă treabă cu literatura, cel puțin așa cum se preda când eram în liceu, nu știu cum se mai preda acum, dar facem o literatură mai practică. Citim creații de ale noastre, comentăm, vorbim liber, învățăm să vorbim liber despre texte, nu avem șabloane, nu avem tipare și încercăm să fim noi înșine. Dacă vreți, toate cuvintele astea cheie, dezvoltare personală, creative writing, toate astea sunt într-un fel în apanajul unui cenaclu literar. E și o dezvoltare personală, după ce vezi oamenii de acolo, vezi altă viață. Literatura este și o experiență personală, este la un moment dat și folosirea experienței personale în scris, în arta scrisului. Este și creative writing, în sensul că învățăm să scriem literar, stilistic, poezia adevărată, nu neapărat poezia din manuale. Am fost tot timpul împotriva manualelor școlare. Așa că, dacă vreți să vedeți și altă față a literaturii, fața mai vie, mai practică, mai interesantă, mai de zi cu zi, cea care contează cu adevărat, nu cea din manuale, puteți să veniți, să încercați să veniți la un cenaclu literar. Nu e morții și nevoie să scrieți, sunt unii care și-au descoperit talentul din a vorbi despre textele literare, de a critica textele literare. Așa că intenția noastră este să vă descriem un pic ce înseamnă viața de cenaclu și, dacă aveți timp, poate vă alăturați. O să rog pe colega mea, Simona Toma, colegă de cenaclu Noduri și Semne, să vă vorbească un pic despre istoria cenaclului. Este, cred, cel mai vechi cenaclu literar din România. Te rog, Simona. Bună! În zilele noastre, cenacul înseamnă o
adunare de scriitori care discută pe teme literare sau nu. Despre Cenaclul Nopuri și semne din care fac parte din 1994, cred că eram ca voi, pot să spun că e un loc de unde am început eu să mă formez ca scriitor. Din punctul meu de vedere, această noțiune de dezvoltare personală nu are legătură cu literatura. Spune mai degrabă că, mergând pe această linie literară, am investit în mine. Nu degeaba v-am întrebat CF mai devreme. Neputința mea ar fi aceea că, încercând să discut cu generații mai tinere decât mine, am constatat necăjită că limba română începe să se truncheze din ce în ce mai mult. Așa că, dacă aș vrea să vă dau un sfat, încercați să folosiți cât mai multe din cuvintele limbii române, care este foarte frumoasă. Încercați să citiți și să găsiți semnul cuvintelor vechi care nu mai sunt folosite în zilele noastre. Revenind la Cenaclul Noturi și semne, el s-a născut nu într-o încăpere unde se ia cină, sau poate da. Doi scriitori din Galați, poeți. Nu, încă o întrebare. Cunoașteți scriitori gălățeni? Nici pe mine nu. Sau vă e rușine să spuneți? Nu cunoașteți. Poeți, prozatori? Nici printre cadrele didactice nu aveți scriitori? Trebuile sunt pentru mine. Ne-am scos de la asta. Nu. Uitați-vă bine la noi. Suntem măcar de ziua asta. Bun. Doi poeți gălățeni, Ion Zimbru se numește, care are și o pastilă zilnică în cotidianul local, Viața Liberă. Citiți Viața Liberă? Și Gelu Cioric și Cote, într-o seară, după ce s-a anunțat că poate Nicita Stănescu nu mai este în viață, ei s-au gândit să facă un cenac și să-i dea numele Noduri și Semne. Asta se întâmpla undeva în decembrie 1983. Încet, încet, generațiile s-au schimbat, au dat și nume de scriitori care s-au făcut văzuți chiar la București. Unul dintre ei ar fi Mihail Gălățanu. Aparițiile în periodice, de aceea Andrei Velea mi-a dat cuvântul să vorbesc despre istoricul Cenaclului, că m-am încăpățânat la un moment dat să fac o rubrică de istoric al Cenaclului Noduri și Semne. Și am căutat aici, la Avea Urechea, în periodice, urme lăsate de acest Cenaclul Noduri și Semne. Chiar dacă întâlnirile au fost săptămânale, fie luni, fie vineri, după cum am văzut eu, ele nu erau consemnate neapărat în ziarele locale, dar Ion Zimbru, care a fost unul dintre tații acestui cenaclu, plecând de la ziarul Imparțial și ajungând în 1998 la Viața Liberă, a început să țină o cronică de cenaclu săptămânală. Această cronică o puteți citi și voi, încă mai este publicată în fiecare vineri, în cotidianul Viața Liberă. Această cronică povestește fiecare întâlnire de-a noastră.
fie comentariile celor prezenți, fie texte sau bucăți de texte, fiind spațiu destul de restrâns, ale autorului din seara de vineri. Cam mai am ceva de spus? Să vă mai spun, acolo pe afiș, nu știu dacă ați văzut, unde sunt intitulată speaker, mai am o titulatură, scriitor. Eu aș spune că sunt poetă, pentru că scriu poezie. Da, o să spun unul din hiturile mele, vreți? Este scurtă și-o țin minte. Te iubesc ca și cum aș cădea de la înălțime și conturul de cretă de pe asfalt ar continua să te caute pe bicicletă. Bună ziua! Aș prefera să rămân așa, pentru că am foarte mari emoții. Numele meu este Anca Șervan Gaiu, pentru dumneavoastră acum Anca. Sunt din Galați. Sunt juristă de profesie. Sunt mămica a doi adolescenți minunați. Scriu, sunt poetă și sunt în zodia balanței și mi-e frică de șerpi. Serios, dacă văd unul la televizor, chiar și la televizor, mi se face rău. Vă povesti Simona acum despre ceva cu noduri și semne. Aș vrea să vă povestesc o amintire tare dragă. Am foarte multe amintiri legate de cenacul, noduri și semne, dar nu mă pot hotărâ care mi-e cea mai dragă, dar vreau să vă povestesc una dintre ele. Pentru că toți profesorii mei de română o chemau pe mama și la ședință și în particular și spuneau, aveți o fică extraordinar de talentată, mama s-a hotărât să facă ceva în privința asta, avea un prieten care era colonel la Casa Armatei, acolo unde se ținea pe vremuri cenacul, nodul și semne, m-a luat frumos de mânuță și m-a plantat într-o seară la cenaclu, a zis, asta este fata mea, scrie. Mi s-a fixat o seară când să citesc poemele, le-am citit, m-au criticat unii dintre ei, m-au lăudat, și cronica care mi-a apărut în ziarul următoarea dată, scrisă de prietenul nostru și șeful nostru Ion Avram, a fost încenat cum se vine cu mama. A trecut timpul, am legat prietenii foarte frumoase, atunci am cunoscut-o pentru prima oară cu Simona. Suntem prieteni și acum, prietene bune, îmi place să cred. De ce să veniți la cenaclu? Pentru că fiecare dintre noi trebuie să aibă ceva a lui. Când merg la cenaclu, nu mai sunt mămică, sau sunt și mămică, dar nu mai sunt într-o măsură așa de mare. Nu mai sunt agent imobiliar, nu mai sunt juristă, nu mai sunt, nu știu, gospodină. E locul meu acolo, e o parte din timpul meu acolo, o parte din inima mea, pentru că acolo sunt oameni care îmi sunt foarte dragi. De ce să mai veniți la cenaclu? Pentru că poate ajungeți scriitori și scrieți așa ca mine, uite o carte așa de mare și una uite așa mijlocie și una uite așa de mică și una uite așa de mică și și cam am zis că nu mai știu ce să zic, m-am emoționat foarte tare. Mulțumesc mult tare de tot că m-ați ascultat. Mulțumesc la prietenului
cenaclu Marius Dreama. Salut, eu sunt Marius Dreama, sunt corespondentul Pro TV din Galați. Și mai știu să mai fac și altceva în afară de știri de ora 5. Unii spun despre mine că aș fi scriitor. Merg la cenaturile, la aceste cenaturi literare despre care v-au vorbit colegii mei din liceu, din clasa a 10-a. Într-adevăr, l-am cunoscut pe Andrei Velea pe terenul de basket, am 1,70 m, deci mă recomandă și națiunea și e limpede ce căutam acolo. Și am zis, hai să facem un cenaclu în liceu. Scriam unii dintre noi poezie, alții scriam proză. Voiam să auzim ce părere au și ceilalți colegi despre ceea ce scriem noi. Ce e important de știut? V-a zis Andrei că nu încercăm să scriem ceea ce puteți găsi în manuale. Nu încercăm să scriem literatura de acum 200 de ani, pentru că sunt convins că sunteți să fie de clasici. Încercăm să fim noi avangardă, să venim noi cu un curent nou. Să venim cu niște elemente de originalitate care să ne facă plăcuți în fața cititorului, care să ne individualizeze în fața cititorului, da? Asta este important de învățat într-un cenaclu literar. Ce sunt? Sunt niște oameni mai mult sau mai puțin ciudați, 10, 20, 30, care se întâlnesc în jurul unei mese, în fiecare vineri, la Viața Liberă. E cotidianul cel mai important al Galațiului, știți? Și vorbesc despre ce scriu acolo. Dar, dincolo de asta, încercăm să ne încurajăm unul pe celălalt. Încercăm să creăm și un curent de atitudine. S-au legat prietenii, ați văzut că ne-am prezentat unul pe celălalt drept prieten. S-au legat și căsătorii în cenaclu. Să nu uităm asta. Încercăm să ne ajutăm și în afara acestei pasiuni a scrisului. Și iată cum acest cenaclu către care încercăm noi să vă atragem reprezintă mai mult decât ați înțeles până acum. E o școală pentru viață. Este un loc unde îți faci prieteni, un loc unde te duci într-un fel în care nu ai să poți să mai faci în altă parte. Nu există limite de vârstă. A venit vineri acum o fată de 12 ani, a plăcut foarte tare ce a avut de comentat, referitor la textele lui Ion Avram, în care este un om cu părul alb și n-a avut nicio problemă să vorbească liber, da? Și să povestească ce impresie i-au creat ei textele acelea. La cenaclu am cunoscut oameni care nu aveau nicio meserie, la fel cum am cunoscut oameni cu profesii cel puțin respectabile. Andrei lucrează în IT. Simona acum o să o găsesc la Galeria Humanitas și o să vă recomande cele mai bune cărți. Anguța s-a prezentat deja, este agent imobiliar și jurist de profesie. Sunt, ați zis că nu știți scriitori gălățeni, așa că mi-e teamă că e oarecum ridicol să vă enumăr niște nume ale scriitorilor care vin acolo, dar v-am zis de Ion Avram, Stella Iorga, Octavian Miclescu, Victor Cilincă, da, poate citiți textele din Viața Liberă. Sunt niște oameni care au ceva de zis. Chiar mă întrebam, că nu am apucat să discut deloc cu organizatorii înainte de a ne așeza pe scaunurile astea din față. Ce avem noi de făcut aici? Nu place ideea că voi ați venit forțați aici, cu deasila, cu profesorii voștri, și eu